Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Astăzi vom afla cum putem creiona portretul psihologic al oamenilor cu care venim în contact. Alături de noi în platou se află domnul Anatol Basara, psiholog. Bună ziua, Anatol, și bine ai venit. Bună ziua, bine te-am găsit. În general, oamenii sunt liberi să creadă și să aleagă ceea ce își doresc. Numai că a alege înseamnă a analiza. Iar a analiza înseamnă a avea acces la un număr minim de informații. E, tocmai aici intervine problema noastră. Când trebuie să avem acces la un număr minim de informații, de foarte multe ori ne încurcăm, adică ne depărtăm de adevăr. Cum putem ști dacă suntem aproape de adevăr în ceea ce privește o persoană? Cu alte cuvinte, cum putem creiona corect amprenta psihologică a unei persoane? Este o întrebare foarte interesantă și în același timp extrem de complexă, dar voi încerca să răspund la ea. Dacă vorbim din perspectiva psihologiei, atunci portretul psihologic a unui om se analizează în baza unor instrumente care le folosește psihologia, cum ar fi diverse teste, chestionare, diferite probe prin care este trecut subiectul, astfel încât la sfârșit dobândim o serie întreagă de date, le prelucrăm, le analizăm și în felul respectiv putem creiona un portret psihologic al subiectului. S-a încercat, de exemplu, să găsească indicatorii genetici a criminalilor. Și s-a observat că, într-adevăr, criminalii au anumiți indicatori genetici care poate să ne spună nou sau să ne dă un indiciu, mai corect spus, că acel om în anumite situații ale vieții poate deveni sau poate săvârși o crimă. Și dar, care ar fi acești indicatori? I-au găsit la nivel de cogenetică, au observat că anumite gene alăturate indică, de exemplu, gena B alăturată cu gena A, să zicem, de exemplu, așa, deși în genetică nu este așa, indică nouă faptul că omul respectiv poate deveni criminal într-o situație dată a vieții. Eu, ca psiholog, în schimb, nu pot să spun că nu iau în considerație cercetările sau descoperirile genetice, dar în același timp, ca psiholog, știu că oamenii fără niciun indicator genetic în anumite situații ale vieții pot săvârși cu ușurință o crimă. În alte situații, omul poate săvârși o crimă în stare de afect, astfel încât nici nu-și poate măcar aminti ceea ce a săvârșit. În alte situații a vieții, acel om care are niște indicatori, spunem, genetici, chiar și psihologici, că ar putea în anumite situații să săvârșească o crimă, când este pus în acea situație, nu săvârșește. Nu făptuiește fapta până la capăt. S-au făcut o mulțime de cercetări psihologice, chiar sub stare, în stare de hipnoză, în care să observe, să vadă dacă un om într-o stare de hipnoză, într-o transă destul de adâncă, poate să săvârși o crimă. Și s-a observat că oamenii, spunem, cu psihicul normal, n-au putut săvârși fapta atunci când li s-a pus în mână un cuțit real și în fața lor li s-a pus un om real comandându-se să-l omoare. Au ajuns, s-au pornit către ținta lor, dar când au mai rămas 2-3 pași până la a atinge ținta, subiectul s-a pierdut pur și simplu cunoștință. S-au intrat în stări paradoxale, astfel încât nu au putut îndeplini sarcina până la capăt. Apropo, toate agențiile secrete, spunem așa, ale lumii, cele mai mulți bani cheltuiesc în a găsi subiecții care pot duce fără mustrări de conștiință, fără mari remușcări, aduce astfel de sarcini până la capăt. Deci există aceste tipare clare pe care, după care ei se pot orienta în a stabili care sunt persoanele cele mai bune în a-și... Există, dar acolo cercetările se fac destul de amplu, nu ca într-un cabinet de psihologie, nu ca la o simplă angajare, nu ca la un laborator de psihologie unde dai niște teste, de exemplu, pentru carnetul auto. Acolo se fac cercetări psihologice mult mai ample, mult mai profunde, se utilizează multe alte instrumente de care psihologii obișnuiți nu le au la îndemână ca instrumente. Se folosesc de situații diferite în care omul este pus, au instrumente pentru a verifica diferite componente ale psihicului,
a comportamentului, a cogniției, omului chiar a imaginației. Acolo se ia în considerație chiar și, spunem așa, informațiile care vin din horoscop sau din informațiile care vin din domeniul numerologiei. Sau adică astrologice, da. Exact. Se face un portret psihologic, să spunem așa, destul de amplu, în urma căreia se cunoaște despre acel om aproape totul. Asta înseamnă 90%, doar 10% mai rămân niște variabile care dar pot fi... putem ști cu adevărat aproape totul despre un om? La nivel științific putem ști aproape totul despre un om dacă coraborăm toate datele și informațiile venite din mai multe, spunem așa, zonele științei. De ce? Pentru că omul este odată, nu este doar un obiect biologic. Despre biologie, despre corpul lui, medicina ne poate spune o serie întreagă de lucruri. Ia o picătură de sânge, o analizează și poate ști deja foarte multe lucruri despre ceea ce, o parte a omului care este corpul lui fizic. După care psihologul poate să spună și el o serie întreagă de lucruri. După care numerologul poate să spună și el o serie întreagă de lucruri despre același individ. Iar apoi toate informațiile respective se, spunem așa, se mixează și se vede, se vede foarte clar cam care este portretul psihologic a acelui om. În totalitate, noi nu putem cunoaște, dar 90% asta înseamnă spre foarte exemplu, mult. Spre exemplu, ne putem da seama după felul în care mănâncă un om, după felul în care merge sau după felul în care conduce un om și așa mai departe. Putem deduce de aici anumite lucruri importante despre el, despre caracterul lui? Sau despre posibila lui evoluție? Exact. Omul se tradează pe el însuși în fiecare moment al existenței sale, în fiecare moment al activității lui, indiferent care este activitatea de care vorbim. Așa este făcut omul. Numai că noi nu suntem receptivi la cei din jur, exact. Și nu ne dăm seama tot timpul. În trecut, știu foarte bine lucrul respectiv, în trecut, asta însemnând din documentele foarte vechi. Oamenii aveau o astfel de abilitate, pur și simplu oamenii aveau o astfel de cunoștință, erau atenți la celălalt în momentul în care vreau să-l studieze, vreau să-l cunoască mai bine, știau o serie întreagă de lucruri de a face astfel de, spunem, de a acumula astfel de informații. Preveau omul cum se încalță. În trecut, chiar cum se încalță. Cum se încalță. În trecut, chiar în București, nu de mult, 80-100 de ani în urmă, erau oameni care te duceai în atelierul lor pentru a-ți repara pantofii. După pantoful care îl lăsai acolo, el putea să spună o serie întreagă de lucruri despre posesorul acelui, portătorul acelor pantofi. După forma în care se rod pantofii, mai mult în față sau în spate, se roade călcâiul mai mult pe dreapta sau pe stânga, toate astea sunt niște, pentru acel pantofar erau niște indicatori. Și el avea o astfel de experiență. Putea, după pantoful respectiv, să-ți povestească cu lux de amănunte o serie întreagă de aspecte psihologice, comportamentale a acelui om, încât rămâneai pur și simplu mirat. Eu am întâlnit astfel de oameni în Austria, am întâlnit astfel de oameni în Rusia, am întâlnit astfel de oameni în Germania. Mai există pe acolo unele ateliere care repară pantofi și meșterii de acolo încă sunt oameni de la 60 de ani în sus. Foarte precepuți la lucrul respectiv. Adevărat, ei se folosesc de psihologia naivă, dar la bază, acea psihologie are niște... are niște instrumente, niște, spunem așa, niște posibilități de a acumula informații. Merge, cum merge omul pe stradă, iarăși el se tradează pe el însuși. Dar cum ne putem da seama după mersul unui om ce fel de hram poartă? Păi dacă vedeți un om care merge cu capul păsat în jos, umerii lăsați, astfel încât ai impresia că duci în spate niște saci nevăzuți, păi el pe felul respectiv mai se leagă, de exemplu, atunci când merge. Mâinile le mișcă nu pe lângă corp, ci prin fața corpului. Omul respectiv ne arată toată tragedia existenței lui. El într-adevăr poartă niște saci nevăzuți în spate. Asta este comportamentul lui. Nu vede, nu are capacitatea prea dezvoltată de a vedea viitorul, pentru că privind în jos nu poți să vezi decât pământul. Lumea lui, așa spunem, subiectivă în care trăiește, este destul de întunecată, destul de grea. Sau o simte el ca fiind grea? Asta o simte, dar asta e suficient, pentru că în dependență cum omul își permite să simtă că este viața, așa el o va trăi. Universul se va roti exact cu acea față către el, astfel încât lumea pentru el va fi exact așa cum el vrea să o vadă. Iar un om care merge cu capul ridicat, umerii desfăcuți, pieptul înălțat,
burta trasă, anume din cauza asta burta se trage automat. Când pășește ferm, face pași mari, este clar că omul respectiv este orientat către viitor, privește în zări, vede foarte bine orizontul. Sau are speranță, e optimist? Are speranță, este optimist, este... asta ne trădează. Felul în care mâncăm, felul în care conducem, uitați-vă în București, dacă șoferii ar ști, dar nici nu vorbim de șoferi, dacă domnișoarele și doamnele ar ști foarte rapid să acumulezi niște informații după stilul sau din felul în care, din, care conduce un șofer, nu s-ar mai apropia de ei. Iar ei, știind lucrul ăsta, că sunt foarte ușor discriminați, etichetați și analizați de către partea feminină, orice bărbat tinde să placă unii femei sau mai multora, imediat s-ar schimba comportamentul sau conduita de a conduce automobilul. Ne vorbești despre felul în care mâncăm. Da, păi am spus, totul, absolut totul ne trădează, chiar și felul în care adormim. Adormim mai mult pe umărul drept sau mai mult pe umărul stâng sau pe burtă sau pe spate. Sunt niște conduite. Dacă urmărim un om mai multe seri la rând, îi vedem exact stilul lui sau forma în care el mai ușor adorme. Sunt oameni care se răsucesc de pe partea pe alta până când își găsesc o poziție confortabilă în care pot ușor să alunice către somn. La unii oameni acea poziție este culcat pe umărul drept, la alții este pe umărul stâng, la alții pe burtă, la alții pe spate, iar asta denotă niște, spunem așa, trăsături psihologice, comportamentale, niște inclinații, niște tendințe acelui om. Cei care dorm pe burtă au anumite frici, tind să le acopere, cei care dorm pe spate sunt mai liberi, n-au acele frici, ei se deschid, chiar își deschid și beregata, cum ar fi, nu se tem că vor fi noaptea atacați în somn de cineva, de cine? De propriile idei, de fapt, de propriile temeri. Alții care dorm pe umărul drept, sunt oameni care probabil deja au anumite sau simt necesitatea de a dormi pe umărul drept pentru că respiră ușor, știu să se autoafirme. Cei care dorm pe umărul stâng, te culci pe inimă, cum ar fi spus, dar ei în felul respectiv își astupă sentimentele lor. Au sentimente nerealizate, au trăiri cu care nu s-au împăcat, au tot felul de lucruri și atunci pe umărul stâng ei adorm cel mai bine. Și asta iar trădează. Astea sunt lucruri care noi, spunem așa, nu obligatoriu psihologic. Da, lucruri minore, dar importante oamenii, din punct de psihologic. Da, orice om, de orice meserie, lucrurile astea așa, ar trebui să le cunoască într-o măsură mai mare sau mai mică, pentru că îi ajută lui în viață. Îi ajută să-și aleagă mai bine partenerul, iubita, să-și cunoască mai bine chiar propriul lui copil, văzându-l cum doarme sau cum mănâncă. Chiar sau... pentru că ai menționat, cum poate o femeie să-și dea seama despre, sau să ia cunoștință cu trăsăturile viitorului ei soț, fără să o auzi mai târziu că spune, dacă aș fi știut eu de la început, poate nu... mergea mai departe. Da, da. Fraza asta de foarte multe ori o aud și eu de la clienții mei, dacă a fi știut de la început. Nimeni nu oprea, în schimb, să cunoască lucrurile respective de la început. Chiar dacă nu le cunoștea ea, putea să ceară ajutor de la un psiholog sau de la altcineva ca să o ajute să-și formeze o imagine mai amplă, cât mai clară și cu cât mai multe detalii despre viitorul ei soț. Odată pleacă cu el într-o localitate total neobișnuită pentru el. De exemplu, el este orășan, pleacă pentru 2 săptămâni la țară, undeva unde trebuie să dorme în șură, pe lângă vaci, pe lângă oi sau ceva de genul respectiv. Nu există liceu decât în curte undeva, nu există robinet decât la fântână, iarăși în altă parte. Și în tărea 2 săptămâni de zile, fără ca să vreie, va ieși la suprafață toate calitățile și lipsa calităților. Toate defectele. Calitățile și defecte. Defecte, orice defect este o prelungire a unei calități. În partea asta este o calitate, când o analizăm și o ducem până la extremă, cum ar fi spus, în capătul ălalt, calitatea devine un defect. Iar defectul, dacă luăm și îl analizăm și mergem cu el până în extrema asta, ajungem să fie o calitate. Deci o femeie care vrea să-și testeze viitorul potențial soț, este bine să-l pună în fața unei situații cu care acesta nu este prea confortabil.
Corect. În situațiile obișnuite, în situațiile obișnuite ale vieții lui, în viața lui, spunem așa, cotidiană, omul, orice om deprinde și însușește, spunem așa, un set comportamental pe care îl învață conștient sau mai puțin conștient și cu el defilează în acea situație. Da, și el stăpânind totul, automat devine diplomat, este confortabil cu corect. Tot și atunci, în felul respectiv, noi putem ne crea, sau domnișoară își poate crea o impresie greșită despre cel bărbat, că uite, este tandru, uite, este atent. Da, în mediul ăsta și în situația respectivă, el așa este. Dar în viața, în viața de familie sau de cuplu, este foarte mult posibil că nu o să trăiți sau ea nu o să trăiască cu el în același mediu permanent. Este posibil ca să se schimbe mediul, uite cum acum a venit criza. S-a schimbat un mediu psihologic, se schimbă un mediu economic, se schimbă un mediu chiar spiritual, pe undeva începe să se schimbe. Și atunci este posibil că omul respectiv să apară în fața ta cu o totul altă latură care n-ai cunoscut-o vreodată. Și atunci, uite, că vorbim totuși de asta, de Rusia, ele au astfel, multe domnișoare au astfel de prin aleu pe bărbat din orașul, din mediul lui obișnuit și îl mută pentru 2-3 săptămâni într-un mediu total neadecvat, în care se existe și anumite greutăți, că dacă plecăm din Moscova, de exemplu, la Madrid și stăm acolo, nu o să se întâmple mare schimbare, pentru acolo chiar din potrivă, managerii hotelului, toți agenții de turism acolo vor avea grijă ca tu să nu ai nicio problemă și îți vor rezolva toate problemele, deci nu există nicio dificultate. Dar într-o situație dificilă, plecăm la munte undeva, dormim în cort, 2-3 săptămâni, zile, 3 zile omul va putea să se controleze, 6 zile s-ar putea, posibil cu mare efort să se controleze, să se rețină, 9 zile, dar de dincolo de 9 zile nici om nu este capabil, răbufnește, iese la iveală alte fațete lui care e bine să le cunoști înainte. Și dacă ești de acord cu ele și nu te deranjează, atunci îl primești pe cel bărbat în totalitatea lui, așa cum este, cu plusurile și minusurile lui, dar știi la ce te aștepți. Oricum te vor urâ foarte mulți domni care se află în perioada de probă acum. Da. Că mă vor urâ bărbații, nu-i mare problemă. De ce? Pentru că ei găsesc rapid modalități de a se, spunem așa, de a plana situația. Exact. De a plana situațiile sau de a învăța din asta ceva, chiar tot în folosul lui. Important este din asta să înțeleagă ceva domnișoarele, pentru că ele sunt cele care, în comparație cu bărbații, nu prea știu ce vor nici de la viață, nici de la ele, nici de la partener. Și din cauza respectivă pornesc într-o căsătorie cu niște iluzii despre căsătorie în general, despre viața în cuplu, despre partenerul ei și foarte curând, la primele greutăți, la primele facturi care nu le poți achita din diferite motive economice sau la primele probleme, vine soțul odată amețit beat, să spunem chiar, poate acasă. Lipsa respectivă poate duce la confruntări și la momente care pot strica relația în totalitate. Dar asta trebuie. Domnișoarele trebuie să știe foarte bine, pentru că până la urmă, spunem așa, într-un cuplu, vrem noi asta sau nu vrem, ne emancipăm noi sau nu ne emancipăm, ne civilizăm sau nu, nu putem anihila sau anula anumite roluri cosmice care le are femeia și care le are bărbatul. Pur și simplu nu putem. Femeia este răspunzătoare de faptul că casa care bărbatul o construiește să o transforme în castelul iubirii. Bărbatul nu știe să facă lucrul respectiv. Uitați-vă în oraș câte clădiri noi au construit bărbații, dar nu le populează, nu intră în ele nicio femeie. Dar vreau să te întreb, seriozitatea, fidelitatea unui bărbat sau unei femei poate fi identificată după aceste pattern-uri, după aceste tipare despre care ne-ai vorbit? Pot, există situații sau există, spunem așa, mici trucuri psihologice în care poți, spunem așa, prinde niște informații care puse cap la cap ne poate da, ne putem da seama sau ne putem forma o imagine despre fidelitatea sau infidelitatea posibilă a partenerului sau a partenerii. Dar nu știu dacă este bine astfel de lucru să le spunem la televizor, pentru că mulți vor încerca să le facă și poate chiar le vor face. Iar interpretarea greșită a experimentului sau a situației este mai gravă decât însăși experimentul. Dar există, într-adevăr, astfel. Dacă vorbim de bărbați genetic, bărbații nu pot fi fideli.
Tocmai de asta au spermatogeneză în fiecare zi. Iar femeile au ovulație odată în lună. Dacă ar fi fost invers, ar fi fost foarte interesant. Viața ar fi fost cu totul alta. Bărbații ar fi avut din asta numai de a câștiga. De câștigat și ar fi luat încă și bani pentru a produce copii. Și femeile ar fi plătit foarte... Ar fi fost viața, lumea în general, ar fi fost totul altfel. Bărbatul nu... Dacă un bărbat toată viața, din punct de vedere psihologic acum, nu spun că îndemn pe bărbat să facă chestia asta, fiecare trăiește într-un, spunem așa, într-o lume social-psihologică a lui. Unia nu-i permite religia lucrurile respective și atunci nu le face la el în țară, pentru că acolo e pedeapsa destul de mare. Vine în România și le face. Dar aici niciun liber, minim de informație parte. Nu putem da pe, despre acest lucru? Poate nu neapărat despre fidelitate, despre seriozitatea unei persoane. Păi, atunci când intri în contact cu o persoană și vrei să știi, nu neapărat ca partener de viață, nu neapărat ca iubit sau ca iubită. Eu, de exemplu, fac în felul următor. Dacă mă aflu într-o companie de mai mulți bărbați, mai devreme sau mai târziu, acei bărbați pornesc discuții despre femei. Asta o știu toți bărbații, dar probabil știu și toți femei. Mai devreme sau mai târziu. Am ajuns chiar la o concluzie. Cu cât mai devreme încep bărbații, în aceeași ședință, întrunire, să vorbească despre femei, cu atât e mai scăzut nivelul lor de inteligență. Cu cât mai târziu ajung să vorbească despre femei, cu atât e mai înalt gradul de inteligență, așa, colectiv, a grupului care este... Da, pentru că primează alte preocupări, sigur. Bun. Și atunci, primează alte preocupări, într-adevăr. Și atunci, când îi încep a vorbi despre femei, eu chiar vin și ia țâț. Și în momentul respectiv îți dai seama imediat cu cine ai de-a face, cu cine poți să faci afaceri, cine este serios, cine nu, pentru că în felul în care îi vorbesc despre femei și în felul în care îi se raportează la femei, asta ne arată nouă foarte, foarte multe lucruri și dinspre felul în care el se raportează la femeia din el. Și de aici putem să știm foarte bine cu cine avem de-a face, cu un om care este serios, cu unul care poate fi loial, cu unul care poate fi fidel relației, spunem așa, de afaceri, sau poate păstra un secret sau nu, pentru că dacă el vine și povestește cu lux de amănunte, cum a întreținut relații sexuale ieri sau mai altă ieri cu o domnișoară, nu cred că bărbatul respectiv pot să-i încredințeze un oricare secret, sigur va găsi o modalitate, un timp, o situație în care va tinde să laude cu faptul că el deține un astfel de secret. Bine, da, asta fac eu pentru că sunt psiholog și mă ocup de psihologie cu foarte mare plăcere, pasiune, de foarte mult timp, înainte de a intra la facultatea de psihologie. Dar poate să o facă și oricare alt om care a prins acum ideea, pentru o emisiune este imposibil să dai toate psihotehnicile și modurile lor exacte de utilizare sau de dobândire a informațiilor ca să le poți aplica corect. Dar și femeile? Pot fi și ele provocate pe această direcție să le testezi seriozitatea sau fidelitatea? Da, foarte ușor. Păi hai să... iei odată pe o domnișoară, de exemplu, oricare a fi ea, și intră cu ea într-un magazin. Spre spunem că îi promis de la bun început că îi vei cumpăra orice își va dori. Ei, ea își va alege de acolo o serie întreagă de haine. Fie hainele care ea își va le alege, calitatea lor, stilul, va vorbi foarte multe lucruri despre ea. Mergem cu, tot cu aceeași domnișoară, un bărbat. O ia și hai să mergem la un club sau la un restaurant. De dorit să fie de două restaurante. Un restaurant cât mai jos posibil și unul cât mai sus posibil, cât mai înalt. Și acolo o să vadă imediat limitele ei. Și asta o să ne arate exact tendințele, comportamentul, fricile ei. De aici o să putem ști exact pe cine ei iubește ea. Pe acel bărbat, portofelul lui, poziția lui socială, iubește doar o parte din el, cum ar fi vocea. Am cunoscut foarte multe femei care s-au îndrăgostit de vocea lui. De el în totalitate nu, doar de vocea lui. Ca mai târziu, după un an, se descoperă că el este nu numai voce. El mai este și pretenție, el mai este și dorință, el mai este și imaginație, el mai este și inteligență, el mai este și o mulțime de alte lucruri. Când a descoperit toate lucrurile respective, a rămas uimită. Bă, dar eu nu de el m-am îndrăgostit. Bă, da, clar, normal, firesc, te-ai îndrăgostit de voce. Dar asta nu era suficient ca să iei hotărârea că mă căsătoresc cu el. El, în schimb, o ales-o conștient, poate. De cele multe ori bărbații aleg în trei secunde, bărbatul știe exact din mulțimea de femei cu care ar face sex și cu care nu. În trei secunde îi trebuiește pentru o alegere. Femeile, de multe ori, după ce se căsătoresc, trec ani de zile și ea încă nu e sigură dacă l-a ales pe cel care trebuie.
Pentru că predomină modalitatea de gândire afectivă. Iar modalitatea de gândire afectivă îmbogățește foarte mult, spunem așa, lumea trăirilor, lumea subiectivă, dar nu este foarte rațională. Sentimentele nu sunt un instrument de cunoaștere, sunt un instrument, spunem așa, mai degrabă de semnalizare. Unii arată, aici nu, aici da, aici mai oprește. Sunt niște semnalizatori. Eu cred că și dacă femeile sau bărbații ar avea în totalitate aceste repere despre care ne vorbești, să spunem, ar fi scris negru pe alb, bărbatul ăsta se va comporta în timp, așa, așa și așa, probabil că alegerea n-ar fi neapărat obligatoriu să fie cea corectă, pentru că, exact cum spuneai, primează alte lucruri. Da. Pe lângă toate astea se mai suprapune și forța destinului, care este foarte puternică. Și atunci, automat, chiar dacă am ști anumite lucruri, nu înseamnă neapărat că am acționat corect. Nu înseamnă că am acționat corect, și nici nu avem cum. De exemplu, un săritor în lungime, el știe absolut totul, foarte bine, totul, corect, aproape de absolut, cum să face, cum să sare, dar totuși de fiecare dată comite greșeli. De ce? Pentru că intervine însăși viața. Adică viața este ceva spontană, nu este ceva dinamică pe care tu o poți în întregime controla. Și atunci intervin, dar cunoscând o serie întreagă de lucruri pe care nimeni nu ne oprește să le cunoaștem, legate de psihologia naivă, dacă se îmbracă așa ce înseamnă, dacă se comportă așa ce înseamnă, dacă, și nu o singură dată, ci are astfel de conduite. Se poate modifica stilul unui om printr-un comportament adecvat, suficient de abil? O femeie, spre exemplu, poate schimba un bărbat? Greșit. Niciodată, nici o femeie nu poate schimba nici într-un fel, nici un bărbat. Dar asta, aproape 80% dintre domnișoare speră. Că mă căsătoresc eu cu el așa cum este, că pe urmă în timp să vezi tu cum îl fac eu în geraș sau ceva diferit. Încă nici o femeie nu a reușit să facă lucrul ăsta în sensul adevărat al cuvântului. Singurul lucru care reușește un bărbat asupra femeii sau o femeie asupra unui bărbat, prin diferite forme de influență, mai spunem precepute, mai abile, mai puțin precepute, mai directe, mai din topor sau mai din ciocan, sau mai din periuță, nu are importanță, reușesc să schimbe comportamentul, adică rol, spunem așa, partea exterioară. Partea exterioară. În felul respectiv, ea îl obligă sau îl împinge încet pe un bărbat să joace un anumit rol, adică un teatru. Bărbatul respectiv poate juca acel teatru sau acel rol nou pe care poate să-l însușească, dacă poate să-l însușească. De exemplu, sunt unii bărbați care nu pot juca niciodată un rol dramatic, pentru că numai când ești la fața lui îți vine a râde. El va fi comic toată viața lui și așa va trăi, așa va gândi, așa va analiza, așa se va raporta la tot felul de lucruri, în glumă și în veselie. Dar sunt unii bărbați care pot însuși rolul respectiv, a fi mai romantic, a fi mai sever, a fi mai așa, mai sobru, adică mai serios. Seriozitatea din punct de vedere psihologic, în general, e o boală. Seriozitatea asta, care o înțelegem noi ca fiind așa, serios, nu mimez nimic, eu sunt serios. Eu nu râd, eu sunt serios. Nu. Poți să fii extrem de serios și să râzi de și tot ce în conjoară. Exact. Sau să vorbești lucruri foarte serioase, în glumă. Sunt unii umoriști care pot face lucrul respectiv, vorbesc despre niște lucruri extrem de serioase, dar vorbesc în așa fel încât toată sala se tăvălește de râs pentru că se recunosc în acele lucruri extrem de serioase. Ei, deci putem modifica comportamentul unui om, dar nu omul în sine, și numai atunci când acel om are o motivație pentru a schimba acel comportament. Se recunosc bărbații flexibili de cei inflexibili? Pentru că de aici decurg multe lucruri bune, dacă se pot schimba. Cum își poate da seama o femeie dacă un bărbat va fi dispus să se muleze după stilul ei de viață sau să o ia și pe ea în seamă? Și cum își dă seama dacă un bărbat e foarte rigid și se va izbi automat de toate problemele? Și el va arăta din primele zile, de când se întâlnește el cu ea, din primele zile se începe lupta. Care pe care? Care va trece în lumea cui? Un el și un ea. Hai să trăim împreună sau hai să ne căsătorim. Ok, ne căsătorim. Dar hai să stabilim acum, deși asta nu spune nimeni, în lumea cui
vom trăi amândoi? În lumea mea, după principiile și ideile mele, sau în lumea ta, după principiile și ideile tale? Ei, și în felul respectiv, din prima zi începe lupta. Care pe care, unde îl va atrage? Dacă reușește mai mult ea și lui mai mult începe să-i placă lumea ei, poate că este mai puțin agresivă, poate că este mai colorată, poate că este mai... Dar tocmai asta nu-mi prea place, pentru că eu vreau să fac bani, dar pentru a trebuie să fiu mai sever, trebuie să fiu mai dur. Iar la tine totul e cu blândețea, cu iubirea. La mine unii lucruri se mai rezolvă și cu pumnul. Și atunci nu prea îmi convine să trec în lumea ta. Pot temporar să vin acolo pentru o oră, două, dar pe urmă am plecat și o să fiu altul. O să fiu ca eu. Deci dacă altfel spus, așa, facem niște imagini. Dacă ea este veveriță și el este iepuraș, nu o să-i putem schimba niciodată. Ei vom putea face numai, sau ei vor putea crea, fie o a treia lume în care ei vor fi patriarhii acelei lumi, în care lumea aia va fi compusă și din elementele lui și din elementele ei, astfel încât amândoi se simt în ea confortabil, ori ea va trece în lumea lui, ori el va trece în lumea ei. Genul ăsta de influență se întâmplă totdeauna. Oriunde, în orice cuplu, dacă să-ți dai seama de la bun început, e foarte simplu. În prima zi, el îți arată deja ce vrei să fie ca rol în acea relație. Ori tată, și tata poate fi unul binevoitor sau unul persecutor, și acelui bărbat, ce ai făcut astăzi? Dar de ce n-ai făcut? Dar ți-am spus să faci. Dar el deja îți arată foarte clar că joacă rolul și știe a juca foarte bine rolul de tată persecutor. Toată lista severă așa. Și atunci dacă vrei să-i fii fiica lui în tot restul vieții, vei accepta rolul de fiică și vei trăi poate destul de bine, dar numai în rolul de fiică. Atunci când vei încerca să fii, ce știu eu, mamă, el nu va accepta asta niciodată, pentru că el s-a construit cu o fiică ascultătoare, care trebuie să îndeplinească ordinele, legile, nu iasă din cuvânt, poruncile, el se va simți foarte bine în adâncul lui, pentru că, uite, el are grijă de ea, el o protejează, va fi chiar fericit. Și sunt astfel de femei care acceptă astfel de lor și vor fi toată viața fericite. Dar trebuie să știi măcar ce rol. Sunt bărbați care din start îți arată că el nu vrea să fie nimic altceva și nici nu poate, el vrea să fie frate. Tu ești sora mea. Dacă ești sora mea, discutăm liber, ne schimbăm cu fanteziile, nu avem nicio frică să ne spunem unul altul fanteziile. Uite, un tată e oarecum să spune fiicii fanteziile lui. Pentru că să adâncă subconștient pare un fel de incest. Deci chiar dacă sunt parteneri, iubiți, pot avea un rol asemănător rolului de frate-soră, da, pentru că așa se comportă. Da, sunt eu cunoscut foarte multe cupluri în care ea joacă rolul dominant de mamă și el este fiu. Și trăiesc foarte bine împreună, atâta timp cât niciunul și altul nu iese de rolurile respective. Atunci când avem de-a face cu anumite cupluri, ne putem da seama după repere psihologice care este predispus unui divorț și care poate deveni un cuplu foarte stabil? Da. În experiența mea, în viața mea, mi s-a întâmplat foarte multe astfel de evenimente destul de interesante. La țară, oamenii vin la nuntă, tot satul. Și în adolescența mea participam la tot felul la nunți. Aveam și prieteni care cântau într-o formație și mai dădeau și mie voie din când în când să cânt la clape sau la clarinet cu ei în formație. Și atunci, din cauza respectivă, eram în jurul mirilor și a mireselor foarte des. Erau de foarte multe ori unele bătrânele care doar aruncau o privire, se uitau la ei și cam la mijlocul nunții... Ca un fel de ursitoare. Da, cam la mijlocul nunții îți făceau ele o părere. Cuplul ăsta nu-l văd eu bine. Să vezi că nu stau ei nici un an împreună. Și așa se întâmpla. Chiar cumva pe urmă aduceam aminte și reanalizam de unde putea băbuța respectivă să știe astfel de lucruri. Real se întâmplau. Fără ca să putem spune că a existat vreo formă de sugestie, mirii nici măcar nu știau. Informația respectivă nu ajunge la urechile lor. Pur și simplu, ele între ele acolo vorbeau și atât. Și se și adevărat ce spuneau ele. Da. Ei, la nivel de psihologie naivă, prin experiența vieții, bătrânile respective au dobândit niște instrumente destul de fine. Felul în care el o privește, felul în care el o dansează, felul în care el o servește, felul în care el se uită după altele sau nu se uită în timpul nunții, cum o admiră, cum o sărută, o sărutat-o rapid sau așa numai ca de ochii lumii, sau o sărutat-o pasional când oamenii au cerut, este momentul ăla la nuntă, când lumea cere să săruți nevasta, să soția, mireasă. Și
cu ajutorul acelor instrumente, la aproape că la nivel cumva intuitiv, puteau să știe lucrul respectiv. Dacă vorbim din punct de vedere psihologic, atunci, ca știință, orice cuplu din start este predestinat, spunem așa, sau nu predestinat, are toate șansele, predispus spre a se divorța. Și divorțurile respective nu se întâmplă oricând. Ele, cele numărul, orice cuplu, dacă au rezistat 4 ani, în al 4-lea an va avea probleme destul de mari, în care va veni, spunem așa, universul, dacă vreți, și va trimite asupra cuplului respectiv un cutremur. Va zgâlți puțin casa lor, casa ca simbol. Dacă acel cuplu rezistă, doar crapă un perete, doar sparge un geam, atunci totul lucrul respectiv se repară, cuplul devine încă mai așezat, se iartă, se ajută unii pe alții, trec peste acel lucru, indiferent care este, chiar dacă este vorba și de infidelitate. Toți folosesc termenul a înșela. A înșela și a fidel sunt lucruri total diferite. Dar aceasta ce este? Este un fel de regulă? Că în al patrulea an cuplurile sunt testate? Da, psihicul nostru funcționează în ritm de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, în ritm de valsă. Iar al patrulea an este an transformator. Și atunci, ori cuplul trece peste al patrulea an de viață, ori nu. Dacă trece peste al patrulea, următoarea etapă, următoarea verificare va fi în al optelea an. Statisticile mondiale ne arată că cele mai mari multe divorțuri în toată lumea, în tot globus, produc în anii, în al patrulea an sau multiplului 4, după căsătorie. Adică în al patrulea, a 8, a 12, a 16 an, al multiplului 4. Asta este aproape o lege a naturii, pe care noi fii cu o cunoaștem, fii cu nu o cunoaștem. Noi fiind și ne noi, supunem ne supunem sau acelor cicluri. Acele cicluri ne influențează. La nivel subconștient și atunci tindem, dacă nu suntem destui de, spunem așa, uniți, nu știm să colaborăm, nu știm să comunicăm, nu știm să ne facem înțeleși și să cădem de acord, atunci acel cuplu are toate șansele să se despartă în al patrulea an al căsătoriei. Asta nu înseamnă că nu există cuplu, că nu care, sunt sigur, căsătoresc, se divorțează și după 3 zile. Cunoscuți astfel de cupluri care s-au căsătorit și la 3-a sau a 4-a zi au divorțat. Ei au transformat ani în zile. Da. Ei au avut în zile, ei au probabil au mers cu viteză foarte mare, astfel încât în 3 zile s-au dat seama că dar înainte de asta că nu pot merge împreună, dar înainte de asta erau împreună de un an și ceva. Un an și ceva nu au fost suficient, numai s-au căsătorit, pac, în 3 zile s-au dat seama că nu mai pot trăi împreună, că sunt incompatibili. Iarăși, un lucru foarte interesant, compatibil, incompatibil. Între oameni nu există, adică între un bărbat și într-o femeie, nu există niciodată niciun formă de compatibilitate. N-are cum să existe. Ceea ce numim noi compatibil sau compatibil sunt niște cuvinte care le-au creat probabil niște oameni deștepți ca să-i manipuleze pe eșlan să mai câștige și un ban cu asta. Veniți la mine ca să vă spun compatibilitatea astrologică, nu știu de care o mai fie acolo, mai face și o afacere în jurul asta. Cum și în jurul unor pastile în domeniul psihiatric. Nu, aici trebuie să ne explici foarte clar la ce te referi că un bărbat și o femeie nu pot fi compatibili, pentru că este evident că au niște afinități. O femeie are mai multe afinități cu un bărbat decât cu alt bărbat. Da. Sau invers. Ei sunt, dar start, ca ființă, spunem așa, bărbatul și femeia sunt ființe și structuri psihoenergo-informative, spunem așa, total diferite. Da. Ele se completează și au nevoie unele de altele. Dar în sensul ăsta, că mă căsătoresc cu ea, pentru că ea este compatibilă cu mine și asta, ca și cum mi-asigură o viață până la adânci bătrânețe cu ea fără probleme, nu există. Compatibilitatea se creează zilnic în relația acelui bărbat cu acea femeie. Zilnic se creează acea compatibilitate și zilnic poți să introduci elemente total destructive, adică destructive, care vor forma același termen, o incompatibilitate. Există doar atât. Dacă vorbim altfel, putem spune că există într-un un el și un ea diferite nivele și profunzimi de comunicare. Dacă acea comunicare există real, atunci imediat se formează și tot formele de compatibilitate. Și dacă acel cuplu au interese comune. De exemplu, eu am cunoscut cupluri care nici nu erau soț și soție, dar ei și-au pus în cap că în doi pot mai bine construi o casă. Cu banii lui, el cu neamurile lui, cu rudele lui, ea cu a ei, cu puțin bani de acolo, acolo, împreună pot face o casă. Când o fac și o termină, o vindem, după care îmi iau o sumă de bani, așa, tu ți-ai suma ta de bani și fiecare poate să-și cumpere o casă undeva în altă parte a orașului. E cât au construit acea casă, erau extrem de compatibili. Pentru că aveau un interes comun. Interes comun.
cu interesul comun, deci, îi leagă pe oameni. Dar aici e și nu e, pentru că, spre exemplu, dacă o femeie, sunt nenumărate cazurile în care femeia însărcinată se ceartă cu soțul chiar în perioada aceea și este un interes comun, este copilul. Da, dar este cu interesul respectiv, ar trebui să fie un interes comun. Ar trebui, da, da. Și asta este adevărat. Dar depinde de gradul de conștientizare a fiecăruia. Poate ea conștientizează extrem de puternic și profund necesitatea implicării lui, a lui în a o ajutora. Și solicită prea mult. Și solicită, dar el nu conștientizează chestia respectivă. Și atunci, dacă nu o conștientizează suficient, nu va produce comportamente suficiente sau în direcția respectivă. Atâta conștientizez un lucru, atâta pot acționa în direcția respectivă. Aș vrea să te întreb dacă la tine ar apela un cuplu de tineri îndrăgostiți, da, sau mai mult sau mai puțin tineri. Cam în cât timp ți-ai putea da seama sau ce repere ai folosi așa primele și cele mai puternice ca să-ți poți face o idee despre viitorul lor? Maximum jumătate de oră ca să știu exact ce în ei poate fi, este flexibil și se poate modela, reorienta, îndrepta, conștientiza, reconștientiza și ce în ei este deja betonat, să spunem așa. Și dacă în toată analiza respectivă voi găsi 1, 2 sau mai mulți dinți care cad dinte pe dinte și nu se poate forma un cuplu, tocmai din cauza celor 2-3 dinți, atunci mi este foarte clar că acel cuplu mai devreme sau mai târziu vor divorța. Tocmai din cauza celor, spunem așa, dinți, că într-o roată dințată. Dar și aceste răspunsuri cum ți le dai? Punând întrebări pe rând fiecărui... Am spus, o parte din ele mi le arată ei însăși. Chiar prin felul în care au intrat, în care s-au așezat, în care comunică, cine începe să vorbească primul, cine vorbește mai mult, cine vorbește mai mult, care pe care îl oprește din discuții, care mai mult respectă. Cum adică după felul în care au intrat? Păi uite, au intrat omul de la ușă până aici, face o serie întreagă de acțiuni. E un comportament, se mișcă. Dar cine intră primul, cine intră doar, cine închide ușa, cum închide ușa, cât departe pleacă ea în fața lui? Că el încă e acolo închide ușa, dar e deja în față la birou, deja stă și vorbește cu mine. Sau invers. E acolo încă nu sunt întors cu spatele, sunt închide ușile, el deja e aici. Păi asta, distanța respectivă atât de mare între ei, îmi vorbește foarte multe lucruri despre ei. S-au așezat la birou. E un scaun aici, un scaun aici. Eu pot special să le pun puțin mai incomod scaunele, mai rășucite cumva. Ei, ca să simte confortabil, vor apuca scaunele și se vor muta într-un fel, ca să poată sta cu mine de vorbă. Ei, dar între ei va rămâne o distanță sau alta, sau nu va rămâne nicio distanță, se vor ține de mână când vor vorbi cu mine sau nu. Toate astea sunt indicii, sunt indicatori foarte clari a trăsăturilor lor emoționale, tendințelor lor. Primul le voi aplica sau le voi propune să treacă printr-o probă, adică un test. Testul este doar acea foaie. În completarea acelei foaie, răspundere la întrebări, este o probă. Ei vor face proba respectivă, vor face proba. Pe felul respectiv îmi vor furniza informații suplimentare despre ei însăși, despre tendințe, temeri. Pe care ei le oferă subconștient, nu neapărat gândit. Nu neapărat gândit. Adică le voi pune să facă câteva subtile. Desene, de exemplu. Uite, câteva desene, de exemplu. Și în felul respectiv ei se vor transforma în mod automat, să spunem așa, într-o imprimantă, care imprimă ceea ce are în interior și niciodată altceva. Și le voi spune desene, un desen oricare, prin care ei vor desena foarte clar, foarte haios, spui, foarte interesant de putere psihologic, să pui pe ea, de exemplu, să desene un penis și un vagin. Să vezi cât de interesant oamenii pictează lucrurile respective, adică desenează lucrurile respective. Și asta ne arată foarte mult despre cât de mult cunoaște ea sfera propriei sexualități, sexualitatea masculină, cât de mult se teme de ea sau nu se teme. Femeia care se teme de sexualitatea masculină sau de sexul bărbatului în general, sexului ca organ. Este evident că viața ei în acel cuplu va fi, spunem așa, destul de complicată dacă acel bărbat mai ales este și nu are niciun fel de frică, își cunoaște bine propria lui sexualitate, tinde să o exploreze, nu se oprește la o experiență, două din viață, vrea altele și poate unele din ele le vrea să le facă împreună cu partenera lui. Și aici poate să se oprească.
Încă o dată, omul se trădează pe el însuși la fiecare pas. Chiar și eu acum, când am, inconștient am pus mâna și așa am făcut, numai dacă sunt destul de diabolic și am făcut-o în mod special, adică conștient, nu poate cineva să mă interpreteze. Dar dacă am făcut-o involuntar, cumva, așa, atunci un om care este foarte bel poate știe exact de ce am făcut eu lucrul ăsta. Ce m-a împins? Subconștientul comandă, conștientul îndeplinește. Sau plătește. De aia de multe ori subconștientul comandă diferite lucruri după care te doare mintea. Te doare mintea și capul pentru ceea ce ai făcut, ceea ce ai gândit sau ceea ce ai crezut că astfel, ca să facem, spun așa, la încheiere emisiunii, probabil vine timpul, oamenii, într-adevăr, trebuie să învețe pe lângă meseriile lor, să învețe chiar foarte multe lucruri despre rolurile sociale, să învețe să le joace din ce în ce mai bine, pentru că numai omul care îndeplinește sau joacă foarte bine diferite roluri sociale, se duce foarte departe și nici nu are importanță care rol îl joci. Exact ca în film. Poți să joci rolul de prostituată, dacă îl joci perfect și foarte bine, la sfârșit vei fi aplaudată. Așa și în viață, așa și în societate. Shakespeare spunea, viața este un teatru, iar noi suntem unui actor. Ești de acord cu asta? Îți mulțumim foarte mult, Anatol, pentru explicațiile date, iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere!